Bună dimineața dintr-o nouă zi de vacanță și cum poate să fie vacanța decât foarte frumoasă și mult așteptată, bineînțeles, pentru că au muncit mult, nu numai copiii de la Banca de Talente, de la Clubul Victorioșilor, ci toți copiii au muncit mult un an școlar. Aveți rezultate bune cu toții? Bune și foarte bune, nici nu se putea altfel, și cu siguranță că și cei ce ne urmăresc sunt la fel de victorioși ca și noi. După cum vedeți, avem prieteni noi în fiecare emisiune, avem asemenea noutăți plăcute. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum te cheamă pe tine? Emma. Și câți anișori ai? 6. Cu cine mai ești tu aici? Cu Andreas. Ia să-l chemăm aici și pe Andreas, poftește, te rog. Așa, un pic rușinat, bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci? Am auzit că ai numai rezultate foarte bune la vioară și la învățătură și la toate cele. Peste tot! Păi așa e normal, nu? Și cum e? O vioară mică... De-aș avea o vioară mică, mi-ar plăcea, toată ziua aș cânta multe cântece cu ea. Dili, 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 dum, 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 dili, 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 dum, 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 toată ziua aș cânta multe cântece cu ea. Bravo! Aplauze pentru Andreas! Tu ai vioară? Nu. Nu? Dar tu ce ai, Emma? Pian. A, și un pian mic, dacă am avea tine, nu? Nu? Dar ne spui nouă poezie? Te rog, ia tu microfonul și spune. Furnicuța, bunicuța și furnicul de bunicu au un nepoțel care vrea altfel. Când e de culcare, el vrea la plimbare. Când e să mănânce, lui vina plânge. Când e noapte afară, cântă la vioară. Iar când este soare, vrea un or mai mare. Ce o să se facă drăguța, bunicuța, furnicuța și bunelul furnicel cu nepo puțin altfel? Foarte frumos, foarte tare poezia. Bravo, îmi place mult și costumația ta îmi place foarte mult că e colorată și așa trebuie să fie vara. Toată vara trebuie să fie colorată. De unde ai costumația asta? Nu mai știi? De la ce casă de modă vreau să spun? Casa de modă mama, casa de modă tata, bunica? Mami. Noela? Noela, auzi, casa de modă Noela, nu facem reclamă pentru că toate acestea sunt ale părinților, ale bunicilor, ale celor ce țin atât de mult la copilașii lor. Bianca, bună dimineața! Ia vino un pic încoace. Să vedem, ești voinicoasă, așa, ia uite-te la... Măi, eu cred că dacă iau o încălțare de-a ta, poți să-mi încalci o păpușile de porțelan, crezi asta? Tu ești ca o păpușică? Da. Sau ești chiar o păpușică? Da. Ia, să aud. Am o păpușică, mică, mică, scumpă. Le dau ceai, nu vrea să bea. Dă lapte, tot așa. Vrea bomboane, ciocolate, prăjituri și înghețată. Să face lumea vene la papia. Ia stai, că asta e deja șlagăr, dar trebuie să cântăm altceva, fii atentă. Hai să cântăm așa. În pădurea cu alune avea casă doi pitici. Vine pupăzea și spune, lasă stau și eu aici. Pu, 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 lasă stau și eu aici. Pu, 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 lasă stau și eu aici. Iată vine și o boscuță, țăp, țăp, țăp de limele. Dacă e încă suță, haidea, lasă, tau și eu. Țup, 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 haidea, lasă, tau și eu. Țup, 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 țup,
stările avea să stau și șorici cerul stingând dată. Iată și eu am venit ca să voastră e culată. Nolo bine v-am găsit. Chis, 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 chis. Bine v-am găsit. Noroc bine v-am găsit și în căsuța cea dăgută stau vă cinci prieteni mici. Ta-la-la, celul sting, pășcuță, zăpță, ia și doi pitici. Ta-la-la, ta-la-la, stau vă cinci prieteni mici. Ta-la-la, ta-la-la, stau vă cinci prieteni mici. Bravo! Bianca, ne-ai dat pe spate pe toți. Au, 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 nu mai putem de cât suntem de fanii tăi. Bravo, foarte, foarte bine. Un pic mai târziu vom mai încerca să mai cântăm ceva, să mai spunem ceva. Mă gândeam la Aida, dacă are o poezie să ne spună, să vină chiar acum în fața noastră. Am o poezie care e patriotică. Patriotică, te ascultăm. Am devenit străin și cântul meu ce peregrin nu s-a întrupat de limba lină, domol vorbit în cămin. Și-a care-mi vine în serare, pe buze când mă rog mereu, o, patria mea, e ta vioare vreodată pe copilul tău? Vai, ce frumos! O poezie absolut superbă, te felicit pentru asemenea alegere și pentru asemenea interpretare. Dar, Laura, tu ai ceva să ne spui? Un cântecel? Ia vino încoace să preiei microfonul. Albă ca zăpada, fata din poveste, astăzi nu mai este alta cum e ea. Cu a ei blândețe și a ei frumusețe, pe toți ne-a lăsat și ne-a fascinat. Fața ei e albă, albă, ca zăpada, părul lung și negru, negru, are o camura roșie, e gura cel mai dulce zâmbet, chipul luminos, albă ca zăpada. Bravo! Albă ca zăpada. Tu cine ești, Bianca? Albă ca zăpada sau scufița roșie? Scufița roșie. Scufița roșie înseamnă că ne luăm coșulețul și mergem... ce, vrei să ne mai cânti ceva? Ce ne spui? Te așteze la portiță, lângă portiță, de la școală vină. Suntem cu duidul de obicei, cu mâna goală cine te mai așteaptă ca și mine. O seară teacă, cu mai pe tine ghiță, arată tu o fată care să te iubească așa de tare. Bravo! Bravo, dragă ghiță! Haideți să trecem la o horă mare românească chiar acum. Se numește Țurăita, este o melodie din Maramureș. Ne prindem de mânuțe, facem aici cu cei mici o horiță, cu cei mai mari dansăm așa în linie. Poftiți la dans! Țurăita! Haideți, hora mare! Așa, cu zâmbet, pentru că suntem în vacanță. Așa, și chiuiturile. Ești mândruță până-ndâng, că nu-s loc să te mănânc. Nu m-am brațe să te strâng, nu m-am brațe să te strâng. Ești mândruță până-ndâng, că nu-s loc să te mănânc. Nu m-am
m-am brațe să te strâng, nu m-am brațe să te strâng. Hop, hop și iar hop, țurai hop și iarăi hop. Ța, ța și țura și lele și la la la. Hop, hop și iar hop, țurai hop și iarăi hop. Ța, ța și țura și lele și la la la. Foarte bine! Ia să aud! Excelent! Naut, naut! Supărul cu perile, ți-ai lăsat mărgelele. Hai mândros să le cotăm, nu-i motiv să nu le aflăm. Supărul cu perile, ți-ai lăsat mărgelele. Hai mândros să le cotăm, nu-i motiv să nu le aflăm. Hop, hop și iar hop, țurai hop și iarăi hop. Ța, ța și țura și lele și la la la. Hop, hop și iar hop, țurai hop și iarăi hop. Ța, ța și țura și lele și la la la. Hai cu chiuiturile! Foarte bine! Ce ziceați e? Vacanță? Fiți atenți, vreau să dansăm un Punjabi indian. Ia să vă văd. Și după aceea dansăm ca în Africa. Fiți atenți. Dar cel mai bine vă spun eu că tot la noi acasă e în Maramureș. Și-apoi eu mi-am încenaș colo-n vale pe imaș. O-n pașe mioarele și-o-n cântat din fluiere. Și-apoi eu mi-am încenaș colo-n vale pe imaș. O-n pașe mioarele și-o-n cântat din fluiere. Hop, hop și iar hop, țurai hop și iarăi hop. Ța, ța și țura și lele și la la la. Hop, hop și iar hop, țurai hop și iarăi hop. Ța, ța și țura și lele și la la la. Foarte bine! Suntem în fața casei sindicatelor din Târgoviște. E vacanță și totul e minunat. O țurăită ca în Maramureș. Și emisiunea noastră poate să înceapă. Sac, așa se spune în Maramureș când se încheie o melodie. Mă gândesc acum Selena Bobeică să ne cânte ceva, să vă adreseze un gând bun, un gând de vacanță. Le urez copiilor să aibă o vacanță și o zi foarte frumoasă și să ne urmărească. Sigur că da, și chiar pe lângă faptul că ne puteți urmări, puteți să veniți împreună cu noi. Spre exemplu, în perioada 1-15 august suntem la tabăra de film și de televiziune din județul Neamț, de la Bălțătești. Va fi superb acolo, veți învăța ce se întâmplă cu un post de televiziune, ce se întâmplă într-un film, vom face chiar un film. Dacă veți vrea, căutați detaliile pe Facebook și veți afla tot ce vă interesează. Deocamdată ne cântă și ne dansează Selena Bobeică!
mașinoasă și spioasă spune noapte bună. Româncuța noastră, Selena Boveică. Ne cântă despre cântecele ei, Selena Boveică.
Selena Bobeică. Stai așa, chiar poți să faci minunile astea de cei orice durere? Uite, lui Andrei Tănăsoiu i-a apărut o durere aici în spate. Crezi tu că poți să o iei cu, cu cântecele? Da. Da? Deci orice poți să faci, ești ca un magician. Sau cum ar zice Darius? Eu pot, eu sunt magician. Corect, sigur că da. Foarte, foarte bine.